un lucru frumos. Da. Da. Nu mai umblu prin uroaie. Aici. Am făcut navet aici în Baltă, prin uroaie am trecut. 26 de ani. Acum merg. Nu mai în Baltă, în insulă. Când dă o plaie aici, cum era drumul ăsta? Păi mergeam pe jos. Cum? Mai merg cu bicicletele, nu? Pe jos. Și acum că e asfaltat, mergeți cu bicicletele? Cu bicicletele, mai ușor. Da? Da. Cât dura să faceți drumul ăsta? Pe jos. Cam jumătate, aproape o oră, că depinde după ploi cum erau. Și cu bicicleta în câteva minute? Minute, 5 minute de acolo, din sat până aici. Toate lucrările care le fac în localitate sunt pe PNDL 2 și acest drum, cred că nimeni nu s-a gândit vreodată că va fi asfaltat. Dacă acest cetățean v-a spus că de 26 de ani, el lucrează de 26 de ani aici, în insula Marea Brăilei. Ei au venit tot timpul numai pe noroaie. Vă imaginați că acum, făcând asfaltul, ei sunt foarte fericiți că, indiferent că plouă sau ceva, nu mai e o problemă de parcurs acest drum de la Dunăre și până în localitate. Ce distanță este de parcurs și, bă, eu știu, cât au durat lucrările, care a fost cifra investită? Cifră nu știu, că este pe lucrare pe toată localitatea, că am 32 de străzi de asfaltat și lucrarea a durat, distanța este de vreo 800 de metri de la, din sat și până la Dunăre aici, iar cam în termen de o lună și jumătate s-a realizat obiectivul. Totuși, cred că sunt și anumiți cetățeni cărora probabil că nu le place că se fac lucruri bune în localitate și că trebuie să fie și cârcotaș. Nu există localitate fără uscături. Așa cred eu, că pentru că nici n-am început bine lucrările de la DIC, că deja m-a sunat de la Apele Române să-mi spună că ce căutăm noi cu utilajele pe DIG-ul lor, că el este în inventarul lor și asta. Eu m-am dus la Tulcea, la OCPI, am luat cartea funciară și m-am dus la director și am arătat-o și am spus: domnul director, ia uitați, este DIG-ul dumneavoastră sau este strada comunei? Pentru că acest DIG nu este DIG, ci este stradă. Este strada Dunării. Și am arătat ce trebuia să-i arăt și am închis gura și n-am mai uitat. Ce v-a zis? Ce v-a zis în momentul respectiv? Atunci a zis: felicitări, domn primar, pentru ceea ce ați făcut, pentru că și alții, dacă aveau documentația care o aveți dumneavoastră, nu mai era nicio problemă. Cine folosește acest drum? Cine are nevoie de el, de fapt? Toți cetățenii din comună, care vara, cel puțin toată vara, nu există cetățean din această localitate care să nu vină la Dunăre, să petreacă weekendurile, și vin și din alte părți, Brăila, Galați, că aici e o zonă foarte bună de pescuit la crap. Deci am 27 de kilometri de canalizare de făcut, care până acum e în proporție de 80% terminată. Sper că până la sfârșitul mandatului să pot să o predau la Apele Române. Am 32 de străzi de asfaltat. Lucrările care s-au făcut până acum, s-a decopertat, s-a excavat strada, s-a așternut o stradă piatră suport, s-a montat bordura și acum facem un stradă de egalizare de piatră din asta 0,63 și la urmă urmează un stradă split de 0,25, mai mărunt, suport pentru asfalt. La urmă vine asfaltat, s-a extins rețeaua de canalizare pe partea dreaptă și în principiu cam asta este. Când estimați că va fi gata această lucrare? Lucrarea în tot satul ăsta, Carcaliu? La anul. La anul. Sunt 6 străzi pregătite de asfalt și mai urmează cât o să țină timpul bun ca să putem să lucrăm.